Bună ziua tuturor celor care vizionați acest video. În curând începe luna decembrie și am pregătit o etalare pentru Zodia Berbec, să vedem care sunt mesajele care vin pentru luna decembrie, noutățile, veștile, ce reușite vor avea berbecii în luna decembrie. Cărțile din ceea ce dezvăluie în acest moment, pentru luna decembrie, pentru Zodia Berbec, Ascendent Berbec, vorbesc despre carieră și abundență. Probabil că veți avea, vă veți axa mai mult pe carieră, veți avea dorința de a vă, de a crește în carieră, de a vă ocupa de profesie sau de o afacere, faceți din afacerea voastră o carieră, să zic așa, care va aduce și abundență. Veți avea multe evenimente sau poate chiar faceți din evenimente o carieră, să zic, de a organiza evenimente. Văd că veți trăi foarte mult, foarte intens, cu multă bucurie. Vă conectați la sufletul vostru de copil, copilul interior și vă deschideți către exterior cu bucurie, cu fericire. Aveți parte de multă abundență, de multă bucurie și în dragoste. Păreți mai jucăuși în luna decembrie. Deci în luna decembrie sunteți puțin mai bucuros. Poate și pentru că vă merge bine într-un domeniu, poate carieră, aveți poate și niște evenimente, vă simțiți poate și în armonie, veți avea mai multă armonie sau veți căuta această armonie, pentru că văd că aveți aici acest dar al Arhanghelului Rafael, care vorbește despre armonia dumnezească și echilibrul lăuntric, în cazul în care vă căutați această armonie, o puteți găsi și prin rugăciunea adresată către Arhanghelul Rafael, care spune că te ajută să-ți redobândești și apoi să-ți păstrezi această armonie și echilibru lăuntric, să rămâi conectat în permanență la armonie. Te inspiră să-ți folosești în mod înțelept și echilibrat resursele tale, care le ai interioare sau exterioare, prietenii, bunuri, gânduri, idei, sentimente. Că ești foarte creativ, văd că aici vine o carte care vorbește prin vocea Arhanghelului Gabriel, care spune: exprimă-ți adevărul tău interior. Munca ta creativă este mult mai strălucitoare atunci când reflectă cu adevărat sentimentele tale cele mai profunde și gândurile tale cele mai adevărate. Fii unic, cu alte cuvinte, exprimă-ți unicitatea pentru că ești o persoană unică și chiar poate că îți vei face povestea vieții tale. Imaginează-ți că scrii o poveste a vieții tale, scrie-o într-un mod cât mai frumos, cât mai armonios. Aici poate că voi vă veți scrie memoriile sau vă gândiți să faceți o carieră în niște chestiuni creative, artistice, inspirându-vă poate și din viața voastră, din ceea ce ați trăit voi în această viață sau în altă viață. Poate chiar veți călători, văd că sunteți aici într-o conexiune cu pământurile americane, să zic așa, de dincolo de ocean, nativ american. Poate că voi sunteți cumva sub influența unei amintiri din vieța anterioară, când ați trăit pe acele meleaguri. Ori ați fost un nativ american, ori ați avut conexiune cu această cultură a nativilor americani, fie în altă viață, fie chiar și în această viață, cumva pe voi vă inspiră, vă ghidează, vă conectează la natură, la sufletul vostru, la bucuria de a trăi, la respectul în comunitate, poate. Văd că voi, poate că în această lună decembrie, poate veți face și mișcare, sport. Ieșiți în natură, vă doriți să trăiți și o viață și simplă și complexă în același timp, voi vă bucurați de orice, ca să spun așa, vă bucurați de lucruri și simple, de plimbările în natură, de frumusețile naturii, de răsărit, de apus, de prima zăpadă, de a face un om de zăpadă, că văd aici că sunteți foarte jucăuși, foarte bucuroși și chiar puteți face cunoștințe noi în luna decembrie cu ocazia sărbătorilor. Văd că deveniți poate și puțin mai religioși, mai maturi, mai înțelepți, mai serioși chiar. Deci vă și jucați pe de-o parte de o joacă serioasă sau în acel respect, în acea armonie, să spunem așa. Vă văd că sunteți recunoscător pentru ceva sau veți avea motive de recunoștință pentru că veți fi foarte popular, foarte admirați, ajutați, sprijiniți, încurajați,
Probabil că nu întotdeauna o să vă dați seama ce noroc ați avut și ce șanse mari sunt pentru voi niște situații pe care le-ați trăit poate într-o altă viață, în această viață, fie ele bune, fie ele rele, aici, că aici pot fi chestiuni care vorbesc aici despre a-ți scrie povestea vieții tale și poate nici nu-ți dai seama ce șansă este și acea poveste așa cum este, pentru că poate că asta era pentru tine, poate deveni pentru tine o rampă de lansare, spre exemplu, scriindu-ți povestea ta și devenind populară într-un mod creativ, să zic așa, această poveste, poate că să-ți dea un startup, că te văd aici pe carieră, să ai și abundență, să ai și bunuri, te văd aici că poți primi bani, câștiguri, cadouri sau vei găsi soluții pentru a face bani mai mulți în viitor. Poate că deja ai niște proiecte noi la care lucrezi, dar mă gândesc că aici, din câte văd, vei avea și motive să le sărbătorești deja. Deci probabil că deja lucrezi la ceva și în această lună vin rezultatele. Petreci, că văd aici că pasiunile tale te vor conduce către scopul tău divin al vieții. Fă ceea ce iubești și ai încredere în tine și în destinul tău. Învață tot ceea ce poți învăța despre ceea ce te interesează pe tine. Poate chiar făcând niște cursuri sau chiar găsind un maestru care să te învețe, să te ghideze, pentru că în felul acesta tu poți să ajungi mai departe, să fie o lampă de lansare, să zic așa, că mai ușor este când te învață cineva niște etape decât când înveți singur, poate pe bâșbâite. Când înveți într-un mod organizat prin cineva care are experiență și o calificare, un profesionalism, o specializare mai elevată, cu siguranță poți avea o șansă mai bună. Ai șansa să înveți ca atunci când înveți la școală. Sunt profesorii care poate sunt mai bine pregătiți, profesori poate mai puțin pregătiți, sau persoane care, profesori pot fi bine pregătiți, dar poate că nu au prea mult darul de a comunica ceea ce știu ei și atunci poate sunt mai greu înțeleși. Aici cumva voi aveți niște daruri, niște experiențe de viață pe care ar trebui să le identificați și pentru care să fiți recunoscători, pur și simplu Universul, nu neapărat unei persoane anume, bucurându-te că ce șanse, ce noroc, ce bucuroși, adică cu alte cuvinte să nu-ți arogi această egoistic să zici eu m-am descurcat singur, am putut să fac singur, ci ai avut oportunitatea, poate să te naști într-un anumit loc, poate să ai o anumită experiență, poate să cunoști o anumită persoană sau chiar să te sprijine cineva, să te învețe cineva ceva și atunci acest lucru poate fi într-adevăr o situație care te-a condus. Tot ceea ce ești în ziua de astăzi, cumva ai ajuns unde ești și pentru experiențele acelea din trecut. Toate au făcut parte din acest drum al tău, parcurs al tău. Și răul și binele, într-un fel, te-au condus într-o situație și atunci poate că dacă era o situație dificilă, care ai fi într-o etapă, într-un stadiu în care n-ai avut nimic plăcut bun, atunci înseamnă că a fost într-adevăr o conjunctură nefavorabilă sau o cale greșită sau nu ai pentru ce să fii recunoscător, să spunem așa, pentru suferință. Poate că există un plan divin care știe că de aceea văd deci această conexiune poate cu divinitate. Dar la aici, vorbind despre luna decembrie, doar despre luna decembrie, văd că ai foarte multe momente de bucurie, de fericire, de recunoaștere. Atât faptele bune, uite, chiar din nou vine această carte care spune aici, recunoaștere. Recunoașteți faptele bune, cât și pe cele rele și învață să le iubești pe toate ca pe niște lecții. Te-au făcut ceea ce ești și iartă-te pentru greșelile acolo unde le identifici, că poate de aceea trebuie această înțelepciune, maturitate, pentru a-ți identifica greșelile și a-ți le repara, dar iartă-le totodată. Iartă și pe cei din jurul tău care poate au greșit față de tine pentru că atât au putut, nu te mai învinovăți, nu-i mai învinovăți. Pentru că este o lună, într-adevăr, în care joacă un rol important, poate și asta, spiritualitatea asta și credința și bunătatea. Poate de aceea vei trece peste niște, vei reuși mai ușor poate să te vindeci, să-ți găsești armonia și echilibrul lăuntric, poate și prin meditație, poate și printr-o terapie care o faci. Este foarte posibil că te vei ocupa și de sănătatea în luna decembrie, să încerci să-ți păstrezi calmul, să fii mai așezat, să zic așa, mai puțin impulsiv poate, puțin mai clar, mai ordonat, mai bucuros, mai fericit pentru orice sau să treci râzând și peste dificultăți.
cu umor, cu voie bună, cu glumă, cu atunci când începi să te simți poate stresat, poate imediat o să faci o pauză și și vei medita, sau te vei ruga, sau te vei plimba, că văd aici că trăiești într-o simplicitate care este practic principalul obstacol, spune aici, ești chiar tu, că poate complici lucrurile în loc să le simplifici. Poate că trebuie să mai simplifici ceva, să nu mai despici firul în patru, spre exemplu, ci mai doar să le iei pe fragmente lucrurile. Adică când vrei, e ca atunci când ai un bolovan în față și tu vrei să te forțezi prea tare ca să-l dai la o parte sau să îl construiești tu ceva și poate că singur nu poți, atunci ai nevoie de acest maestru, de această persoană care să te ajute, sau poate că ai nevoie să-l faci bucățele pentru ca să faci construcția mai mică, bucățică cu bucățică pe bucățele să lucrezi, sau să lucrezi din mai multe, adică cum ar veni bucățică cu bucățică, nu dintr-o dată să vezi, să te grăbești, să faci cu răbdare. Că văd că ai foarte multă, deci luna decembrie pentru Doria Berbec aduce multă bucurie. Bucuria spune aici, te conectează la sufletul tău și îți deschide drumurile către bucurie, către alte bucurii. Și mai vine aici un mesaj care vine din partea galaxiei, din partea Alianței Galactice, care spune ce semnifică sau care este semnificatul cuvântului acțiune, acționa, acțiune. Sigur, tot ce îți dorești ție însuți, sau tot ceea ce posezi, tot ceea ce ai, este o acțiune. Dar nu trebuie să fie făcută cu sentiment de vinovăție și nici să-i faci pe alții să se simtă vinovați pentru ceea ce tu nu ai sau nu poți obține sau nu le oferi. Trebuie doar să te gândești cu compasiune, cu înțelegere față de ceilalți care poate au mai puțin față de tine. Tu, adică, cu alte cuvinte, aici e un concept care spune că dacă tu ai puterea să rezolvi niște probleme mai repede sau să te descurci mai bine sau să ai niște un talent care reușești mai ușor să asimilezi, să ți-l valorifici, etc., atunci poate că este necesar totodată să înțelegi că tu ești tu și altul e altul și altul poate are un ritm mai lent sau n-a avut o conjunctură, că de aceea poate trebuie să fii recunoscător. Pentru că tu te-ai născut, spre exemplu, dintr-o mamă și o tată care sunt super dotați și ai avut o genă, să zic așa, care vine cu o ereditare foarte specială. Și atunci pentru tine a fost un startup, chiar dacă poate n-ai avut nici părinți cu tine și ai avut niște probleme în viață, dar pentru că ai avut o genă foarte puternică, pentru tine a fost un alt startup. Pentru alții care au fost dintr-o genă puțin mai slabă, sensibilă, poate că au avut niște traume generațiile anterioare în viețile lor, că la origini, să zic așa, la originea originilor, gena e puternică, dar pe parcursul vieții, cum se spune, dacă nu are solul fertil, cum se spune, sau, mă rog, conjuncturile favorabile, situații favorabile, etc., atunci mai se pierde din această putere, forță și rămâne sensibilitate, rămâne așa și cu simbolurile de se preiau ereditar, deci cumva vei conștientiza ceva foarte tare în această lună decembrie, dar în orice caz, ca și concluzia, este că doar trebuie poate să te exprimi cu mai multă maturitate, înțelepciune, bunăvoință și înțelegere și mai puțină. Că aici văd eu totuși că există o critică, există o duritate și atunci e aici cumva ca și cum ești ca zodie Verbec, poate că la un moment dat ai momente când ești foarte, foarte dur și nu face parte, cumva trebuie să te exprimi adevărul tău interior, poate că e o contradicție aici între duritate și bucuria asta, fericirea asta și, să zic, bunătatea asta. Deci e o contradicție, poate că de aceea trebuie să-ți găsești echilibru. Să înțelegi mai bine ce ești bun sau rău, să îmbini cumva, să ajungi la un echilibru, la un acord, pentru că ai momente când ești ori prea bun, ori prea rău și atunci s-ar putea să nu te dezechilibrezi pe cei din jurul tău și pe tine la un moment dat să-ți dea acest sentiment de culpabilitate, că poate acea persoană suferă și după aceea ți-e pare rău când te reîntorci înapoi la partea ta bună, îți pare rău.
că ai fost prea dur și poate că e greu după aceea să mai te reconectezi, să te ierți pe tine sau să ierți pe celălalt. Deci cumva trebuie să nu-ți mai complici viața într-un fel atât de... sau să-i faci complici viața cuiva, aici depinde, voi știți, o să vedeți mai bine ce o să fie în luna decembrie, că văd că sunt niște mesaje foarte, foarte interesante în care în orice caz, ca și concluzie, luna decembrie aduce mult, mult... succes, carieră, bani, deci va fi o lună plină de cadouri, de daruri, de noi cunoștințe, de bucuria de a-ți recâștiga bucuria de a trăi. Poate că vei avea multe petreceri, evenimente, te vei îndrăgosti sau ești deja într-o dragoste sau într-o reîndrăgostire față de propriul partener. Că văd aici că pentru a recâștiga dragostea, lasă să strălucească spiritul tineresc și jucăuș care este deja în tine. Manifest acum pace în mine și în afara mea. Elimin orice critică negativă din mintea mea. Comunic și servesc în simplicitate și iubire. Deci, cu alte cuvinte, nu vei mai vorbi decât cu iubire și pentru iubire. Vei căuta situații armonioase și probabil că mai vine aici ca mesaj să fii mai blând, mai bun cu cei care poate sunt mai într-o stare proastă. Poate că să nu respingi, adică pe cei care suferă într-un moment să le cum se spune, să nu-i înțelegi. Dacă poți, îi ajuți, dacă nu poți, nu-i ajuți, dar nici să nu-i critici. Probabil că aici spune că nu este critică nici în tine și nici în afara ta. Deci nici nu critici pe alții și probabil nici tu nu vei permite să critici pe alții pe tine, dar răspunsul tău către acea persoană care te și critică poate la un moment dat, dacă apare o astfel de situație, va fi cu blândețe, cu înțelegere, cu compasiune, pentru că tu știi că poate ai... că fiecare este unic, vei descoperi acest lucru sau asta ți se dezvăluie prin intermediul cărților, că a fi mai bun și mai blând este mai bine pentru tine, pentru că în felul acesta îți aduci mai multă liniște și pace, vei avea mai multă liniște și pace și vei manifesta mai multă liniște și pace în tine și în afara ta, în grupul din care faci parte, cumva se propagă aici, cumva văd o multă veselie, multă bucurie, petrecere, evenimente, reușite, cariera care va ajunge cu succes sau vei fi avea motive de bucurie, cum ar veni, primești premii, felicitări, admirație, popularitate. Deci cumva aici și mai văd că viața ta se va îmbunătăți cu yoga, cu stretching și cu exerciții fizice, poate făcând sport, spre exemplu. Cam asta e din ce văd aici pentru această lună decembrie și așadar, eu sper să aveți parte de sărbători fericite pe toate planurile, de o lună decembrie minunată, miraculoasă, cu multă bucurie în orice loc al lumii ați fi, alături de cei dragi, de cei cu care voi interacționați. Vă mulțumesc că vizionați acest video. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!